acolo e poveste în grădină. Acum e poveste lângă sarmale. Poveste lângă sarmale, da. Da. La fel se dezosează somnul, se dă carnea prin mașina de tocat sau prin robot mai nou, ca să nu existe dubii că mai rămas nou și inițial de os. Se înflorește orezul, fiind carnea foarte fragedă și fierbând mai repede decât carnea de porc. Orezul se înflorește, că fierbe foarte repede. Se adună frunza de vie din curte sau de la câmp, de unde are vie omul. Se opărește un pic sau de tei, ce are fiecare. Se amestecă cu ceapă verde tocată mărunt, cu orezul înflorit, cu puțin cimbru, sare, mărar verde tocat. Se înfășoară sărmăruțele și ușoare. Se pun flori de mărar uscate în... Eu le-am fiert într-un ceaunel. De preferat eu așa, mâncarea la ceaun e mai bună întotdeauna. Chiar dacă nu e pe flacăr și e tot la aragaz, dar în ceaun are alt gust. Sau, dacă era iarnă și aprindeam soba, făceam într-o oală de lut și la fel, diferea gust. Deci atâta de importantă... Contează și focul la care îl faci, contează și oala în care îl faci. Dacă faci într-o oală de inox, are un gust. Dacă faci într-o oală de tuci, are alt gust.